Imaginile în care o ursoaică cu doi pui caută mâncare printre blocuri au fost filmate de la geamul unui apartament situat în Slănic, Moldova. În ultimele săptămâni, astfel de momente au fost surprinse tot mai des. Animalele sălbatice forțează ușile ghenelor de gunoi, deși proprietarii au luat măsuri de baricadare a locurilor unde se depozitează deșeurile. Mai jos a fost plastic pus peste el, o băgat în el și o smuls afară. Mi-e teamă. Cobor din casă, soțul meu sâmbătă când să plece la servici, la ora 6 fără 10, ursoaica puzea mașina. Nu vă este teamă aici în zonă? Și că la un moment dat te obișnuiești. Zona cu blocuri din Slănic, Moldova, se întinde până la marginea pădurii. Așa se face că animalele sălbatice ajung repede între clădirile locuite de oameni. Autoritățile locale au montat aici, în cartierul Anele din Slănic, Moldova, o cușcă cu care anul trecut a reușit să prindă doi urși. Acum, în afară de ursoaica cu cei doi pui, în fiecare zi sunt văzuți și alți urși care dau târcoale în cartierele orașului. Motiv ca autoritățile să încerce să prindă urșii pentru a-i muta înapoi în zonele izolate, departe de oameni. Mai ales că în Slănic, Moldova, nu doar viața localnicilor este pusă în pericol, ci și cea a turiștilor. S-au instalat 6 km de gard electric, dar nu putem să blocăm traseele turistice și, din păcate, ursul coboară cam pe aceleași trasee pe care se plimbă lumea. Legea la acest moment nu ne permite să facem un raport de intervenție decât atunci când ursul este văzut acolo și rămâne mai mult timp. Din păcate, ursul trece prin stațiune, vine și pleacă. Recent, Ministerul Mediului a dat un ordin prin care pot fi vânați preventiv aproape 480 de urși în anumite condiții. Datele oficiale arată că între anii 2016 și 2021 urșii au ucis 14 oameni și au rănit 158.